Dacă vecinul de Helonei Bar ar avea o nevastă și această nevastă ar fi o profesoară de matematică, ce s-ar întâmpla? Ei bine, asta e întrebarea la care vom răspunde în episodul de astăzi, pentru că ne jucăm un joculeț destul de interesant. Foarte mulți dintre voi mi-ați trimis mail-uri, mi-ați lăsat comentarii, Max, încearcă jocul cu profesoara. Și am zis, bă, hai să încercăm să vedem despre ce este vorba, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă este să vă placă. Și după cum vedeți aici avem mai multe glumițe pe care trebuie să le facem acestei profesoare de matematică. Unele sunt mai extreme decât celelalte, dar o să începem cu primul, bineînțeles. Și pe aia o să vedem câte putem să facem în episodul de azi. Apăsăm aici, bă, nu știu, hai să vedem dacă reușim să atingem un goal de 10.000 de like-uri la acest episod. Dacă vreți să mai facem și altele, poate. Și hai să-i dăm pe play, să vedem. Deci profesoara e la ea acasă, fain, frumos, văd că și-a decorat așa frumos casa. Și-a luat ziarul, ok, să duce să citească ziarul. Și îmi place la jocul ăsta, în comparativ cu Hello Neighbor, de exemplu, îmi place faptul că o vezi pe profesoară tot timpul, sus ai o cameră în care o vezi ce face. Nu-ți dai seama exact unde e, dar oarecum îți dai seama că, băi, e într-o cameră de o culoare, că fiecare cameră are o altă culoare și o să vedeți chestia asta. Deci a lăsat ziarul pe masă și o vedeți, se duce un piculeț mai încolo. Eu trebuie să aștept acum, dacă mă duc imediat după ea, o să-și dea seama și o să vină să mă fugărească. Deci trebuie să o aștept, să vedem unde se duce și pe aia să începem să-i facem o șmecherie. Deci fiți atenți. Intrăm pe ușă, sac, așa, și încercăm să găsim aici, aha, o capcană de șoarece. Fiți atenți, am luat capcana de șoarece, mergem aici fain frumos, îi pun capcana jos, sac, iau ăsta și acopăr. Și acum trebuie să fugim. Deci acum eu i-am pus ziarul și sub ziar are capcana de șoarece. Și acum ea se va duce să-și citească ziarul. Și hai să vedem ce se întâmplă când ea va face chestia asta. Mi-am aminte foarte mult și de jocul ăla cu vecinii, doar că e în 3D, știi? Și dacă vă întrebați de ce întorc așa de greu ecranul, e din cauza că pe tabletă cel puțin se întoarce destul de greu, adică nu poți să faci scrolling așa rapid. Dar vedeți, se duce să-și citească ziarul. Hai să vedem ce se va întâmpla. Ia uite-o. Ia uzi-o. Vrea să ajungă la ziar. Ia uzi ce vis are. Așa, poc, ce ai făcut, nenicu? Oh my god, și-a prins mâinile. Mamă, i s-au înroșit degetele, săraca. Și faci diferite glumițe de asta pentru că e profesoară rea și dă note rele, să zic așa, numai de 3 și de 4, da? Așa, hai să-i dăm pe next, trecem la următoarea glumiță. Bă, și dacă ați ajuns până aici la videoclip, hai să facem felul următor. Dacă n-ați apăsat încă pe butonașul de like, hai să vedem dacă reușim să atingem cele 10.000 de like-uri. Așa că voi număra până la 3 și la 3 să dăm acolo like-urile, da? 1, 2, 3, like! Sper că ați apăsat și voi. Iar acum este glumița cu, dacă ați observat voi, este vorba despre niște cereale cu lapte. Trebuie să aibă ele un gust un piculeț mai bun. Hai să vedem. Deci avem nevoie de un de ăsta ca să spargem noi aici lacătul. Perfect. Și acum să vedem cum putem noi să ajungem în bucătărie. De data aceasta voi intra pe o altă cameră. Stai să văd dacă e pe aici, că nu vreau să cumva să mă întâlnesc cu ea. Și vom merge în bucătărie. Are o grămadă de camere în această casă. Dar momentan nu cred că e pe aici, pentru că mi-aș fi dat seama după culoarea pereților. Vedeți că e într-o cameră roz, s-a dus să citească. Noi trebuie să mergem repede, deci aici avem cerealele, da? Noi trebuie să-i punem în cereale, nu sosul iute, pentru că sosul iute are altă culoare și o să-și dea seama, ci am nevoie de oțet. Am să-i pun oțet în... sau cred că e oțet cel puțin. Ia să vedem, îi punem aici, sau poți să-i pui și sare, poți să-i pui mai multe chestii. Dar în principiu trebuie să nu decoloreze cerealele, pentru că după aia o să-și dea seama și nu o să mai meargă glumița. Pac, ieșim pe aici pe geam, poți să ieși pe oriunde vrei tu, asta mi se pare destul de tare. Și am fugit, hai să vedem ce se va întâmpla cu doamna profesoară când o să-și mănânce cerealele. Cereale cu lapte cu oțet, adică, da, mi se pare ok. Yummy, 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 da, 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 ia, ia, ia. Oh my god. Uuu, săraca. Mamă, frate, ce i-am făcut. Bă, nu știu, mi se pare foarte amuzant și interesant în același timp. Mă bucur, deci fiți atenți, dacă mai aveți jocuri de astea, trimiteți-mi mail, cum ați făcut și de data asta, și spuneți-mi de ele, da? Pentru că mă ajutați foarte mult să aflu și eu de jocuri noi. Bun, ia să vedem. Deci se uită la emisiunea ei preferată la televizor. Emisiunea ei preferată e cu ea la televizor, nu știu exact de ce, e cu ea dând note mici la elevi. Avem aici o steluță, zice că stars can be used to buy hints, deci poți să folosești steluța ca să te folosești de hint-uri. Uite, de exemplu, dăm aici reveal hint, smash TV with a crowbar, ok, deci avem nevoie de
fie o rangă, fie să tăiem cablul de la TV, fie... Adică ai mai multe variante prin care poți să rezolvi o problemă, uite. In the basement. Ok, are și asta un subsol. Voi vă dați seama că sunt foarte multe chestii pe care le putem face în jocul ăsta. De asta v-am și zis că aș vrea să strângem multe like-uri la episodul de azi, pentru că vreau să mai fac episoade. Deja am așa, posibilitatea să-i tai firul de la TV, posibilitatea să-i dau cu asta în TV direct. Cred că am să-i tai firul de la TV ca să nu mai... Că, na, zic să nu... Să nu pățească ceva TV-ul. Ea e la etaj. Ea e la etaj, TV-ul este chiar aici. Vom merge să-i tem cablu. Poc. Gata, doamna profesoară. Nu mai aveți TV. S-a zis cu TV-ul dumneavoastră. Duceți-vă să vă uitați la TV acum dacă o să mai meargă. Iată că se duce la TV. Hai să vedem ce se va întâmpla. Încearcă să se uite la TV. Ce s-a întâmplat cu TV? Emisiunea ei preferată nu mai e la TV, din păcate, pentru că nu mai are cablu. Și asta s-a întâmplat. Hai să mergem mai departe. Să vedem următoarea chestie. Deci, următoarea chestie, ea vrea să se ducă la la o petrecere cu rochia ei preferată. Și noi trebuie să-i facem ceva acestei rochii ca să nu mai poată să meargă cu ea la petrecere. Deci e rochia aceasta din tablou. Ok, ok. Să mă duc. Avem pe frigider ceva foarfece, ia să vedem noi. Sac. Mi se pare chiar tare, văd că își lasă și ea capcane la fel cum lasă bunica. Și mi-aduce minte și de Granny puțin, jocul ăsta. E o combinație între Granny, Hello Neighbor și mai multe. Sper că nu vine în bucătărie. Foarfeca. Yes, am luat-o. Perfect, avem foarfeca. Și acum trebuie să-i căutăm rochia. Hai să vedem, reveal hint. She has a picture of the... Așa, bun. Upstairs, dar unde mai exact? În dormitorul ei. First cupboard. Ok, deci în dormitorul ei undeva la etaj. Asta o să fie o problemă pentru că gândiți-vă că ea este deja la etaj și o să trebuiască să dăm nas în nas cu ea dacă o să fie. Uite-o că o văd. Nu știu ce are de gând să facă. Vrea să coboare oare? Știți că am o idee. Dacă ea va coboră și cred că coboară acum. Și ce o să facem? O să mergem pe... Este o scară aici, sus. Și ea nu o să-și dea seama de chestia aceasta. Să văd dacă pot să sar aici. Perfect, am putut să sar. Și acum ne vom urca pe această scară. Și ne ducem la ea direct în dormitor. Fază că ea are destul de multe dormitoare. Și nu știu care dintre aceste dormitoare este dormitorul ei personal. Oh my god, ce camera e asta, frate? Pe asta nu e dormitor în niciun caz și nici o cameră în care ei vrea să fie. Se pare că și asta are ceva secrete. Destul de întunecate, să zic așa. Oho. Oh, m-a văzut. Ah! M-a prins! Și în oglindă, lol, ce tare. Ok, hai să vedem. Unde e, mă, frate, dormitorul ei personal? Asta mă interesează. Posibil asta să fie? Încă un dormitor aici. Hai să vedem dacă... Oh, am găsit-o. Fii atent. Mama, am tăiat-o de la jumătate. Ok, trebuie să fugim acum. Să nu ne găsească. Oh. M-a văzut. Ok, e timpul să fugim. Am să ies pe geam direct. Sac. Salut, am plecat. Păi ce facem așa? Și acum așteptăm ca doamna profesoară să-și găsească rochia minunată. Cred că o să-și vadă rochia în dulap. Uite-o. Oh, doamne. Uite, are și lacrimi. Săraca. Bă, frate, ce-i facem? Nu știu. E profesoară rea totuși, dar merită ce-i facem, abar n-am, nu știu. Bun, zice așa, să-i punem o pioneză pe canapea și atunci când se așează o să aibă o mică problemă. Ok, să vedem în ce zonă se așează ea de obicei. Deci pe canapeaua acolo se așează ea. Ok, își bea cafeaua de dimineață. Find the pin. Hai să vedem unde putem să găsim acest pin. Near the main door. Deci lângă ușa principală. Ideea e că trebuie să o aștept să plece. Ce face? Face sport, mă, nene. Ia uite-te la ea. Deci uite-te la ea. Ce, mi-a zis că undeva aici. Uite, aici e pioneza. Și-a luat de mâncare, nu știu ce face. În fine, noi facem și mecherie aici în casă până când vine ea. Și voi pune pioneza chiar aici. Să vedem dacă merge. Și asta s-o acopăr așa. Sac. Și acolo se va așeza. Bun, perfect, sper... M-a văzut. Ok. Îi dau să fug. Doamna profesoară, lăsați-mă în pace. Nu vreau să învăț acum la matematică, vă rog frumos. Uite ce cameră are profesoara pe aici, ești nebun? Bun, sărim pe geam direct. Gata.
Și acum sper să funcționeze chestia asta. Nu știu dacă am ascuns spioneza aia destul de bine. Vom închide porțile și vom aștepta pur și simplu aici. Poți da și fail la chestiile astea dacă nu reușești să le faci exact corect. Pentru că eu s-ar putea să nu fie ascuns aia destul de bine, că e și o pernă acolo. Deci nu cred că am făcut-o destul de bine. Bă, aparent a funcționat. S-a lovit la funda. Eu n-am pus aia acolo. Aparent a mers, nu știu cum. Ok, next, hai să vedem. De data aceasta a luat o pisică și o ține captivă undeva. Doamne, ce rea e profesoara asta, frate. Nu mă gândeam. Deci chiar nu mă gândeam că e așa de rea, sincer. Dar hai să mergem să vedem. Deci find out where the cat is locked. Bun, deci pisica e închisă undeva cu aud, săraca. In the chokey, nu știu unde e chokey. Chokey is located in the room beside the music. Ok. Și trebuie să găsim. Aha, ok, am înțeles care e treaba. Deci o să merg direct la etaj, deși ea este la etaj acum. Da, pisicuță, vin eu să te salvez, nu-ți fă probleme. Nu-ți fă probleme că profesoara asta are. Da, am trecut peste o capcană de aia, da, am putut să trec. Bun, sper să nu mă vadă. Văd că se duce să-și facă ea treburile ei. Ok, avem de aici cheia roșie. Perfect. Și acum vom merge să salvăm pisica. Pisica e lângă music room și music room-ul e undeva în partea asta a casei. Hai să vedem dacă o aud un piclez mai tare pe aici. Da, pisică, unde ești? Că vin să te salvez. Ah, te aud. Aoleu, sper să nu vin acum. Uite, aici e. Săraca de ea. A, să vedem. Da, vin un coace, pisicuță. M-a auzit. M-a auzit. Fugim. Te-am salvat, pisică, te-am salvat. Ești liberă. Și vine profesoara acum și vede. Cum a reușit să scape pisica asta neastâmpărată? Dar vedeți cum îi se fac ochii când reușesc să trec nivelul? Îi se fac așa, nu știu, maronii, ciudat. Bun, trecem la următorul nivel. Trebuie să-i stricăm surpriza de ziua ei și ziua ei în general. Trebuie să-i punem ceva... înțeles, trebuie să-i punem ceva în tort. Ia fiți atenți că o să fie interesant. Ok. Deci are un tort cu o lumânare albastră. Am înțeles. Deci trebuie să pun o artifoce în tort. Hai să vedem aici dacă găsim o artifoce. Sac, mergem așa, țac, pac. Ușor. E ceva pe aici? Uite aici. Perfect. Sac. Și acum trebuie să vedem ce face cu tortul. L-a pus jos până când ajunge el la mine. Îi voi pune asta aici. Sac, și trebuie să facem să arate ca și cum era lumânarea. Și să-i facem cu albastru. Perfect, arată ca lumânarea. Acum ea coboară. Și trebuie să am grijă pentru că nu vreau să mă vadă. M-a văzut deja, bă, dar mă vede prea repede, nu știu. Mă vede instant. Bun, fugim, oricum nu știe ce am făcut. Da, habar n-are. Am plecat și misiunea ar trebui să fie corectă. Aveai posibilitatea să faci cu două culori. Puteai să faci cu roșu sau albastru. Dar eu, având în vedere că lumânarea era albastră, am făcut artifocea albastră. Hai să vedem ce se va întâmpla. Îmi place chestia asta, frate, nu? Și e amuzant așa într-un fel. Oh my god. La, da. Mamă, i-a sărit o tortul pe ea, ești nebun, săraca. Bă, frate, ia să vedem. Care e următorul pe care trebuie să-l facem? Dacă mergem noi aici să vedem pe care le-am făcut până acum. Deci am ajuns la Păianjen. Bă, asta o să fie interesant. Și uitați-vă câte mai sunt aici. Deci v-am zis, dacă vreți să mai facem, scrieți-mi în comentarii, dați un like la episodul de azi și vom mai face. Astăzi vom face și asta cu Păianjenul în continuare. Păianjen în cartea ei preferată. De unde iau Păianjenul în primul rând? Cartea ei preferată am văzut că era lângă ea pe fotoliu. Find the spider picker, it bites. O să avem nevoie de niște mănuși, pentru că acest păianjen aparent mușcă. Nu știu încă unde e păianjenul și nu știu unde sunt mănușile. Așa că o să trebuiască să le căutăm. Are asta atât de multe camere. Find spider și știu unde este păianjenul pentru că am trecut pe lângă el. Este în camera... În camera aia ciudată pe care o are profesoara. De ce ar avea profesoara de matematică niște camere atât de ciudățele? Adică camera asta de aici n-ar trebui să existe. Dar păianjenul este chiar aici. Uite-l, îl vedeți? Și o să încerc să-l iau. Așa, am luat păianjenul.
Și îl ținem cu mânușile, că na, altfel ar fi destul de dureros dacă te mușcă. Placing the current book she was currently reading. Deci ea citea o carte. Oh, și vine pe scări încoace. Ok. Uite mă, cu păia în genul mână, doamne ferește. Mișto, chiar mișto jocul, adică nu mă așteptam să fie atât de fain. Dar știu că era undeva la zona de TV, dacă nu mă înșel. Și zona de TV o să fie undeva pe aici, pe jos. În niciun caz nu era aici. Stai să vedem. Poate asta e o carte, asta e o carte pe care o citea ea. Ok, am pus într-o carte. Nu știu dacă e cartea cea bună. Dar să sperăm că e. Ok, mi-am luat puțin damage, dar nu e problemă. Ieșim de aici și fugim. Sper să funcționeze și să vedem ce urmează să se întâmple cu păianjenul în carte. Să dai seama să ai un păianjen care și mușcă și practic îl ai în carte direct. Adică, nu știu ce să zic. Vom închide poarta și hai să vedem ce urmează să se întâmple cu doamna profesoară de matematică. Bă, nu știu, voi la ce materie, la ce materie nu sunteți așa mai buni, să zic, sau ce materie nu vă place? Mie matematica, sincer să fiu, nu prea mi-a plăcut atât de mult, dar, dar da, profesoara asta e, nu numai că e de note rele, dar ați văzut ce camere ciudate are, adică camere de alea, în stilul vecinului, mai bine zis. Și să-și citească cartea, cu cafeluța acolo frumos și păianjenul. I-a sărit pe față, dar mai era un păianjen, el era puiul păianjenului aparent. Oh, doamne. Bă, avem, mai avem multe de făcut. Dacă o să văd că vă place episodul ăsta, o să mai facem. Pentru că, de ce nu, până la urmă mi se pare chiar tare. Sincer, chiar mi se pare tare. Am făcut momentan până la păianjen și uitați-vă câte mai avem. O grămadă și de acum încep să devină din ce în ce mai complexe și mai interesante. Bun, dacă v-a plăcut, dați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!